Constanțean la origini, dar mușcelean prin adopție, Alexandru Popovici a lăsat fotbalul de la ligile inferioare și a făcut pasul spre marea performanță. După ce și-a încheiat socotelile cu defuncta formație de Liga a 3-a CND Nicu Golescu în vara anului trecut, fostul fundaș al Marinarilor din anii 80 a trecut la un alt nivel. Încă din toamna anului trecut, Alexandru Popovici a fost adus la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi chiar de către Rege, pentru a se ocupa de departamentul de scouting. Încet, încet, ex-mușceleanul a urcat în ierarhie și a fost promovat de antrenorul principal al actualului lider din Liga 1, Gheorghe Hagi, în funcția de antrenor secund. Oficial însă, numirea lui Popovici în funcția de antrenor secund s-a făcut la începutul acestui an, atunci când FC Viitorul Constanța a plecat în primul stadiu de pregătire din Cipru. Foști colegi în anii 80 la formația Faru Constanța, Gheorghe Hagi și Alexandru Popovici fac din nou echipă, de această dată însă pe banca tehnică a Viitorului. Alexandru Popovici se ocupă îndeaproape de fundașii actualului lider, iar acest lucru începe să se vadă, formația de la Malul Mării având o serie de jocuri în această perioadă de pregătire fără gol primit.